Eu am mari dubii că... Eu am mari dubii că va fi o creștere a prețului alimentelor peste noapte. Sigur că tendința generală și FAO și Comisia Europeană a spus că în timp prețurile la alimente vor crește și avem elemente clare. Și de-aia am și sfătuit totdeauna, mergeți și investiți în agricultură, pentru că rămân la convingerea că cine va produce în viitor alimente va fi bogat. Nu uitați că anual se reduce suprafața arabilă a lumii cu teren, cu echivalentul suprafeței agricole a Austriei. Avem o